Vlad prezentabil. Put on your coat. It itches. Spune fraze inteligente. Read less, more TV. Excellent suggestion. E un doctor. Another power. Oh my. Un rol de erou. Power to play God. If only I'd known. Sau invers. Îl știi. Sayonara. E Dr. House. Dang it, I got a chance to make a difference here. Dr. House. Salvează vieți, nu aparențe. La Euphoria TV. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la emisiunea Vreau să fiu parlamentar. Eu sunt Ionela Dumitrescu, iar alături de mine se află domnul Gheorghe Slabu, președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu. Organizației județene, bună ziua, să rămână, mulțumim ziua, de invitație. Bine ați venit. Și domnul Marian Vasiliev, candidat pentru Colegiul 2 Senat. Și prim vicepreședinte. Și prim vicepreședinte. Da. Domnilor, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, mulțumim bine ați venit. Mulțumim de invitație încă o dată. Domnule Slabu, vreau să vă întreb ce acțiuni s-au mai derulat în ultima perioadă? Acțiuni foarte multe, acțiuni cu poporul, cu, mai ales pe colegiile unde trebuie să reprezentăm în Parlamentul României locuitorii acestor colegii. Am avut foarte multe acțiuni, dar vreau să vă amintesc și faptul că noi suntem legați și de oamenii din județ, de locuitorii din județ. Am avut foarte multe acțiuni, o să reamintesc numai câteva. Lansarea domnului actor Stelică Murariu, care am realizat-o în localitatea Ciobanu, a fost un cămin plin, oameni entuziaști. Am fost primiți cu foarte mare căldură și, de asemenea, o altă acțiune am avut-o la Năvodar, lansarea celor din colegiul 1 deputați, domnul Mihai Tararache, și a nimeni altul decât domnul Gabi, candidatul, la fel o acțiune reușită, sări arhipline, am avut contacte cu cetățenii și am reușit să culegem foarte, foarte multe date referitoare la modul cum îi vom reprezenta noi în Parlament. Alte acțiuni, eu fiind un om de cultură, de sport, vreau să vă zic că am avut două acțiuni, una cu ocazia meciului Steaua Viitorul, la care am dat câteva bilete gratuite de intrare la acest meci candidaților din Colegiul 9 și altor candidați care rămăsese, din păcate, fără bilete, iar noi, cumpărând mai multe bilete, am reușit să mai descrețim fruntea, să zic, unor suporteri care, dată fiind situația materială în care se află, nu aveau nici măcar posibilitatea cumpărării unui bilet. Apoi am fost iar la meciul cu Dinamo, la fel am dat în jurul la 100 de bilete. Au fost acțiuni una și una, nu mai vorbim de acțiunile care le-am realizat la clubul SNC cu lansarea a jumătate de candidați de pe colegiile noastre. La fel, o reușită. S-a putut vedea și pe posturile dumneavoastră de televiziune că au fost sări arhipline, o bucurie și un entuziasm deosebit. Noi nu făcând altceva decât să avem mare încredere că pe data din 9 decembrie vor ieși hotărâți la vot și s-ar părea că alternativa va fi Partidul Poporului Dan Diaconescu. Am mai avut o întâlnire la București, la OTV, unde ați urmărit, bănuiesc, majoritatea. Au fost niște lansări deosebite, fulminante, iar noi, constanțenii, organizația și
candidații noștri au avut o prestație deosebită, au venit și au spus corect și ceea ce vor să facă ei pentru acest greu încercat popor român. Iar astăzi, să mă apropii că poate vorbesc prea mult, astăzi am avut o acțiune mare la câteva biserici din colegiul nostru, dar nu vă ascund faptul că acum mă întorc de la catedrală, unde această mare sărbătoare a intrarea Maicii Domnului în biserică nu putea să ne lase impasibili la acest eveniment deosebit și participantelor creștinilor la această liturghie le-am oferit flori. Am mai ascultat la câteva necazurile, dorințele lor și ne-am confruntat cu un inedit, o doamnă foarte năcăjită care plângea pe scări. O să vedeți că ni s-a luat și un interviu, nici măcar nu era din colegiul meu, era din Cumpăna, am înțeles, sau Lumina, n-am înțeles de unde, cu doi copii, plângea pe scări. Ce s-a întâmplat, doamnă? Întâmplarea a făcut. Ce să fac? Uitați, am o fetiță care trebuie operată, zilele îi sunt numărate, am nevoie neapărat, suferă de o maladie, nu știu ce, mi-a spus ce boală, nu mai rețin, și trebuie să o operez în străinătate. Am luat legătura cu câțiva colegi de-ai mei și am strâns, din puținul nostru, am strâns niște bani la care am văzut pe fața dumneai că parcă s-a luminat. Vom continua și în zilele următoare o strângere de fonduri pentru această mică fetiță a dumneai, că e păcat ca aceste evenimente să treacă și să ne vadă pe noi nepăsători și reci. Am înțeles. Domnilor, știu că veniți cu o propunere, o modalitate, o altă modalitate de formare a Parlamentului României pe categorii profesionale. Domnule Vasiliev? Da, este inedită propunerea noastră, cum de altfel inedite sunt majoritatea propunerilor noastre, pentru că ăsta este și un motiv cu care ducem lupte foarte mari, atât cu cei de la celelalte partide sau alianțe, cât și în rândul electoratului, etichetarea drept proiecte fanteziste. Suntem foarte ancorați în realitate, nimic din ceea ce propunem nu e fantezist, dovadă că, așa să fac o paranteză înainte de a răspunde exact la întrebare, proiectele noastre sunt încet, încet preluate de celelalte partide. Inițial când le-am propus noi, s-a spus, sunt prostii, sunt fanteziste, nu sunt bani, nu se pot aplica, țipăm de astă vară din campania electorală cu plata TVA-ului la încasare. E aberant, a venit ăia de la PPDD cu aberații. Când a venit guvernul USL cu propunerea, vai ce măsură bună a inventat Ponta. La fel va fi și cu reducerea fiscalității de la 118 taxe la 4, la fel încet, încet îi vom convinge pe oameni că proiectele noastre nu sunt fanteziste. Una dintre propunerile noastre, un alt proiect, este acesta cu, să-i spunem așa, profesionalizarea Parlamentului. În ce sens? Riscăm în momentul ăsta ca să avem un Parlament format din 80% juriști. Sau riscăm să avem un parlament din 80% economiști. Greșeala care s-ar produce prin acest sistem este că nu vor mai fi acoperite și nu vor mai fi reprezentate în parlament categoriile socioprofesionale. Nu va lucra nimeni pentru profesori dacă profesorii nu mai ajung în parlament. Sau pentru inginerii constructori sau pentru agricultori. Și atunci propunerea noastră ar fi ca să se creeze un sistem de alegeri interne în cadrul acestor categorii. Candidații din toate... Noi am încercat să acoperim. Da. Noi suntem partidul, spre exemplu, care are candidați și jurnaliști, care are candidați agronomi, care are candidați oameni de afaceri și juriști. Deci am încercat să acoperim teologi, medici, suntem așa, un amalgam. Chiar ne-am gândit la asta, să poată fiecare pe domeniul lui să știe ce vorbește. Da. Ei, și în momentul în care avem chiar și teologi, deci nu am spus, de teologi. Da. Deci asta este curios că avem chiar am atins și asta. Și în momentul în care am profesionalizat, să spunem așa, pe categorii sociale, vreau să încerc să găsesc un vocabular foarte simplu, să ajung foarte ușor, să nu intru în niște detalii tehnice. Adică, juriștii să-și aleagă un candidat printr-o organizație profesională, jurnaliștii, că vorbesc sau la masă cu un jurnalist, să-și aleagă un candidat. Dacă sunt mai mulți, să fie o competiție internă. Ei, breasla să-și aleagă un candidat. Și atunci partidul ăsta va lua din 10 candidați un jurnalist ales de breasla lui,
un constructor ales de breasla lui și vom merge în Parlament cu toate categoriile sociale și cu toate profesiile. Făcând asta la nivelul întregii țări, la nivelul întregilor colegii, momentul ăla va fi un grup de jurnaliști, un grup de juriști, un grup de economiști puși toți cap la cap, nu va mai exista o viziune unitară. Un jurist sau un contabil vede pe bucățica lui, este firesc. Pe domeniul lui, nu atinge și celelalte. Când ai numai 80% contabili, nu va aștepta să vorbească de sănătate. Și atunci încercăm să creăm, să omogenizăm un pic cum este și societatea românească, un amalgam să fie și Parlamentul. Asta ar fi propunerea noastră. Am înțeles. Domnule Slabu, care sunt problemele cu care se confruntă colegiul nou și cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestora? Vreau să vă zic că sunt impresionat și niciodată n-am crezut că sunt atâtea probleme, deși zi de zi vedeam oameni necăjiți, oameni amărâți, eu fiind și un om cu suflet și zi de zi străbătând orașul în lung și în lat, am constatat că de această dată sunt foarte, foarte multe neîmpliniri. Sunt atât de multe probleme încât pur și simplu rămân blocat la ceea ce aud. Zilele trecute am intrat acum în sezonul ăsta rece. Zilele trecute o femeie năcăjită și bolnavă, știe domnul Vasiliev, a venit la noi, la partid, domnule Slabu, ajută-ne să luăm o piesă la centrala mea, că soțul meu este la pat, iar eu am nu știu câte operații, de bea mă mișc, avem nevoie neapărat de o piesă când s-a defectat centrala. Vă spun niște lucruri simple. Automat, concrete. Da, automat colegii mei au sărit în ajutor și acea piesă care i-a trebuit a fost achiziționată, iar doamna telefoane și mulțumiri, dar problemele sunt mari la toate nivelurile. Una din marile probleme care ne frământă pe noi este plecarea acestor tineri. Acești tineri care imediat cum termină o facultate nu-și găsesc locul aici, așa că noi dacă vom ajunge în Parlament, neapărat trebuie scos o inițiativă legislativă prin care să oprim și să le creăm acestora locuri de muncă. Aceasta este marea și marea problemă, pentru că zilnic la noi avem cereri cât cuprinde la noi la parte, dar noi cu cei putem ajuta? Dar concret, cum puteți crea locuri de muncă? Păi trebuie să ne dea voie, în primul rând, legislația. Dacă nu umblăm la legi, nu putem crea. Veți vedea în toamnă, dacă acest partid va fi la guvernare, legile care le vom propune și toată legislația care va apare va fi întru totul pentru român, va fi întru totul pentru tineri, pentru bătrâni, pentru că ați văzut și pensiile acestea. Au tăiat și chiar dacă se vorbește de un indexare, de o indexare, vedeți că actualmente prețurile cum au luat o razna nici măcar nu acoperă parte, să zic, din indexarea aceasta. Probleme deci sunt multe, copiii străzii, animalele, adăposturi. Chiar am, cu domnul Vasiliev, am bătut un pic, să zic așa, împrejurimile orașului Constanța și avem niște propuneri pentru niște adăposturi de animale, că de câini aceștia, mai ales comunitari, pentru că vedem că ei s-au înmulțit și zilnic copiii noștri au probleme, sunt mușcați și pentru aceasta avem niște propuneri, cum v-am zis. De unde veți găsi bani pentru aceste adăposturi? Păi, bani vin suficienți, eu zic că sunt fonduri foarte multe europene alocate, numai că noi trebuie să găsim modalități, să nu dormim, să zic, ca până acum, și să știm să accesăm aceste fonduri europene. Iar dacă tot a venit vorba înainte și de sport, mai tăiem noi un pic din ceea ce s-a făcut în ultima perioadă, sălile acelea de sport la marginea orașului, stadioane în mijlocul pădurii, bazinele de not făcute aiurea într-o comună unde nu știu dacă veneau, măcar dacă erau inițiați în acest sport, în natație. Deci sunt multe lucruri care s-au făcut aiuristic, să zic, iar
bani europeni, dacă știm să-i accesăm, vor veni. Vrem să menționez aici ceva ca o continuare a spuselor domnului președinte. Risipa cea mai mare în România la nivelul de buget se produce cu concursul legislației și anume Legea Achizițiilor Publice. Este un document oficial. Anul trecut, Curtea de Conturi spune că în urma felului în care au fost făcute licitațiile pentru lucrări, la nivelul bugetului general, primării, guvern, toate celelalte instituții publice, prejudiciul creat este de 17 miliarde de euro într-o Românie săracă. Asta explică faptul că în Germania un kilometru de autostradă costă 3 milioane, la noi e 11. Asta justifică foarte multe mături care costă 5 milioane o mătură și 3 milioane un pix și tot felul de... Și spunem după aceea nu sunt bani. Bani sunt, numai că ajung în câteva buzunare în loc să ajungă spre interesul general. Nu este declarație populistă. Este o realitate, de asta am făcut și referire la un document oficial al Curții de Conturi. 17 miliarde aceia de euro, cumulate cu o restructurare a sistemului suprabirocratizat, ar putea ajuta inițial la finanțarea, ceea ce spuneam noi, cum sunt bani, cum putem să scoatem din sărăcie România. Ar putea ajuta la finanțarea creierii de mici întreprinderi, întreprinderile renumitele IMM-uri, întreprinderi mici și mijlocii, care nu pot fi create din lipsă de fonduri. Acum se acordă fonduri pentru ajutorarea IMM-urilor, dar condițiile sunt atât de dure încât aproape nimeni nu ajunge să ia acești bani. Pe lângă asta vorbim de absorpția fondurilor europene de 12%. 12%. Așa că bani sunt, trebuie în primul rând voință. Toată lumea ar fi putut să facă asta, dar am spus-o și ne asumăm declarația. Dacă un popor îl ridici un pic, nu se mai mulțumește cu puțin. Și atunci românii trebuie să ținuți săraci ca să se mulțumească cu 30 de lei, cu un pachet și cu doi mici și să voteze. Când l-ai ridicat, deja are alte pretenții. Referitor la aceasta, ce vreau să vă mai adaug, și eu, prin ceea ce spune domnul Vasiliev, are întru totul dreptate. Noi vom fi un partid care vom îmbina, să zic, măsurile de protecție sociale cu cele cu reformele și încurajarea oamenilor de afacere. Acesta este un obiectiv care ne l-am propus până acum, partid de stânga, măsuri de stânga, dreapta, măsuri de dreapta, așa, așa. Noi fiind un partid de centru, aici zic eu că ne poziționăm, vom încerca să îmbinăm aceste măsuri. Iar la alegerile care vor avea loc în 9 decembrie, avem un obiectiv foarte îndrăznesc, să zic așa, obținerea a 25%, ca să avem siguranța obținerii și unui senator pe lângă cei deputați care ne i-am propus. Deci un procent de 25% ne-am propus. Domnilor, care considerați că sunt cele mai importante proiecte din programul dumneavoastră de guvernare? În primul rând, pachetul de măsuri economice. PPDD-ul are prima țintă, cea mai mare țintă este eradicarea sărăciei cronice. Am ajuns într-o țară în secolul 21 să vorbim de pachetul din ghiozdanul copilului a doua zi, la școală. În momentul în care, pe plan mondial, la țările europene, există o deschidere către cultură, către reforme, către un alt tip de societate, noi vorbim de feliuța de cașcaval din sandwichul de-a doua zi. Ei, în momentul în care am ajuns să vorbim de sărăcie cronică, restul nu mai contează. Oamenii degeaba vii, ați văzut, toate partidele vin cu politicieni care vorbesc frumos, care și-au angajat o armată de sociologi și psihologi și care le scriu discursurile și care îi învață ce să spună oamenilor. Oamenii se uită la acești politicieni, îi văd ce frumos și ce deștept sunt și rămân cu sărăcia de 20 de ani. Ei, noi nu facem asta. Noi ne asumăm și greșelile, pentru că domnul președinte aici de față, eu, suntem oameni normali. Avem greșeli în viață cu carul. Avem defecte. Noi nu suntem niște oameni perfecți care se arată oamenilor și spun, domnilor, noi suntem cei mai buni, noi suntem perfecțiunea întruchipată. Nu. Am ajuns la experiență de viață unde plătim și noi greșelile noastre, unde învățăm din propriile greșeli. Suntem oameni ca toți ceilalți, ca cei care ne privesc. Și atunci, pe baza experiențelor pe care le-am acumulat și noi, pe baza discuțiilor și a interacțiunii permanente pe care o avem cu oamenii obișnuiți, oamenii simpli, nu politicieni izolați în turnul de cristal, este ușor să iei măsuri. Și atunci, asta e prima măsură. Să scoți România din sărăcie. Cum? Cu aceste pachete. Sunt pachetele clare
Avem încă o propunere. Rambursarea TVA-ului către persoanele fizice. Vă dați seama ce reprezintă asta? Fiecare bon pe care îl cumpără un cetățean într-un an de zile, la sfârșit de an să meargă să primească TVA-ul înapoi. Iar o să spună toți, păi și de unde să dea statul bani? Păi în primul rând, când iei fără bon, nu încasează nimeni, intră în buzunarul unui agent economic acei bani. Deci TVA-ul, când cumperi un lucru și nu ți se dă bon, acel lucru are TVA, care rămâne și nu se încasează de către stat. Făcând asta, un om care cumpără 5 franzele va cere bonul, pentru că la 5 franzele, 24% cât e acum, înseamnă o franzelă în plus. Da. În timp de 300 de zile, vă dați seama câți bani are de recuperat? TVA-ul ăla, practic, se joacă cu el, nu-l dă statul, că oricum îl încasează de la cetățean, statul îl dă înapoi, dar tu găsești agentul economic în momentul în care el a emis bon, poți să controlezi și fiscal altfel. Scoți controlele, pentru că și asta este una din măsurile noastre, firmele să fie controlate doar o dată pe an și cu anunț în prealabil, nu să fie amendate de toate instituțiile așa cum vrea fiecare să-și bată joc de agentul economic. Vorbim de 4 taxe în loc de 118, deci este un pachet despre care noi putem să vorbim 3 zile continuu. Rugămintea și dorința noastră este ca oamenii, în loc să eticheteze și să spună măsuri populiste, planuri fanteziste, să analizeze 30 de secunde ceea ce spunem și să se gândească are sau nu are dreptate. Pentru că atunci când încerci să explici unui om și spune, a, nu se poate, deja nu mai are rost să mai vorbim. Am înțeles. Domnule Slabu, vă susțin locuitorii colegiului Nouă? În mare număr am observat că sunt simpatizanți, să-i numesc pentru început, ai Partidului Poporului, ceea ce am constatat că au o mare încredere în acest partid care s-a înființat și care a apărut pe scena politică acum un an și ceva. Au mare încredere, noi suntem niște oameni, zic, puternici, fără frică, numai cu frica de Dumnezeu. Și chiar dacă eu, de exemplu, cu domnul Vasiliev, avem cele mai puternice, cele mai mari colegii, e în jurul la 80.000, peste 80.000, domnul Vasiliev 60 și... Cât? 160. 160.000. Da. Auziți ce colegii puternice. Dar noi am furat modelul domnului Diaconescu, care ați văzut s-a aruncat în, ca un viteaz în lupta de la Târgu Jiu și vreau să vă zic, nu știu câți politicieni din țara aceasta ar avea curaj să intre într-o luptă, zic eu, inegală pentru început, cu nimeni altul decât primul ministru al României. Aș vrea să completez eu puțin la ceea ce spuneam. Îl întrebați pe președinte dacă are susținere în colegiu. Știți care e diferența, așa cum vă spunem direct, că noi vorbim întotdeauna direct. Vă rog. Toți ceilalți candidați pe consiliu, pentru că eu am jumătate din județ, din 70 de unități teritoriale cât are județul, 36 sunt în colegiul de senat 2. Eu mai mult sunt întins cu excepția Mangaliei, care e municipiu, câteva orașe, restul este zonă rurală, e un pic de altă structură. Dar aici, la municipiu, pentru că l-ați întrebat pe domnul președinte, ce șanse sau cum e perceput, toți ceilalți candidați se numesc domnul X. Domnul X de la Alianță, domnul Y de la Alianță, este singurul candidat pe care atunci când coboară de mașină, înconjoară oamenii și îi spune agică. Și asta spune multe. Lăsăm la o parte politică, președinte, toată lumea îl întreabă ce mai faci neagică. Și asta este pentru mine dovada afecțiunii pe care o au oamenii și nu a imaginii politice și a unui ecran de televizor. Și facem campania aia curată. Venim, vorbim cu omul, intrăm în casa lui, ne așezăm pe bancă, ne așezăm pe scări în fața blocului, așa discutăm, așa ne facem campania. Ce am constatat astăzi? Pur și simplu am rămas oripilat când am văzut că toate străzile sunt pline cu pancarde, cu banere, roșii, cu domnul Chiru, cu domnul Culețu. Petreceți foarte mult timp pe teren. Am făcut și eu un contract și am observat că erau câteva steaguri ascunse după un pom, pe după o clădire. Am rămas pur și simplu, dacă așa se face campania, nu mai ieșim pe stradă cu steaguri, cu banere și așa mai departe, cu afișe lipite unele peste altele ca să nu se vadă cine, cum, unde candidează, am rămas pur și simplu blocat. Dar eu zic că de data aceasta Constanțeanu va înțelege cu adevărat care este menirea lui și dacă vrea într-adevăr o schimbare, să voteze cu mintea, cu sufletul și cu inima. Domnilor, mai avem foarte puțin timp la dispoziție. 30 de secunde fiecare, ce vreți să le spuneți oamenilor? De ce să voteze Partidul Poporului Dan Diaconescu? Simplu.
E un partid nou înființat, nu am fost la guvernare, nu am furat, nu am mințit, nu am făcut acte care, eu știu, să le dea de gândit de ce acest partid al poporului. Domnule Vasiliev? Rugămintea este către cei care ne privesc să ne asculte când venim și când vorbim cu ei 30 de secunde și să ne privească în ochi. Asta este rugămintea pe care un om, îți dai seama de un om când minte sau care are interese ascunse, poate spune frumos, dar ochii îl trădea. Să ne privească în ochi, așa cum facem și noi cu cetățenii. Am înțeles. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți. Pe data viitoare. La revedere! Brad! Bravo, draga mea! Eu și îngerașul așezăm și ciocolata!